Salutare tuturor, eu sunt Cornel de la Hyundai Car Benta Oradea și în acest material facem o prezentare pentru modelul i30, echiparea confort. Ne uităm la interiorul mașinii. Hai să vedem. În acest model deja avem cheia Briceag, care are 3 butoane, deschidere și dezactivarea alarmă, închidere și activarea alarmă și deschiderea haionului spate. Deschiderea se face pentru o singură dată și deschiderea se activează prin apăsarea lungă a butonului de jos. Bun, hai să și pornim mașina un pic și să ne uităm la partea de interior a acestei mașini. Mașina nu pornește fără ambreiaj, are un element de siguranță care funcționează de așa natură încât în momentul în care mașina este în viteză, indiferent dacă este mașina în viteză sau nu este în viteză, mașina nu pornește doar dacă apăsăm ambreiajul. Apăsăm ambreiajul. Hai să lăsăm în spate. Bun. Avem oglinzi electrice, reglabil electric. Oglinzile sunt și încălzite. Reglarea se face de la stânga, oglinda stânga, oglinda dreapta. De aici se face reglarea. Geamuri electrice față. Pe spate avem geamuri normale, acționate manual. Reglarea înălțimii farurilor. Reglarea intensității luminilor din bord. Când reglăm intensitatea luminii din bord, reglăm și intensitatea luminozității butoanelor. Nu știu în ce măsură se vede, sper că se vede. Bun. De aici oprim, putem să oprim sistemul de oprire al motorului la semafor, acel idle stop and go. Sistemul este funcțional întotdeauna. Când pornim mașina, sistemul este funcțional. Dar dacă vrem să-l oprim, apăsăm acest buton și în acel moment sistemul se dezactivează. Când acest buton este apăsat, mașina nu se oprește la semafor. Motorul nu se oprește la semafor. Acest sistem ne ajută. Este un sistem bun. Eu consider că este un sistem bun. Acest sistem ne ajută să economisim combustibil și totodată ne ajută să economisim emisiile de dioxid de carbon. Cu mașinile care au acest sistem emit mai puțin dioxid de carbon și mai puține materiale nocive. De aici putem să oprim ESP-ul. ESP-ul din nou este un sistem de siguranță care este funcțional întotdeauna, dar se poate opri. Și de aici setăm senzorii de presiune în roți. Bun. Avem un bord clasic. În stânga avem turometru, în mijloc avem computer de bord și în dreapta avem vitezometrul. În ceasul mic avem temperatura apei în stânga și în dreapta avem nivelul combustibilului. Pe mijloc avem computerul de bord, care computer de bord se activează de la aceste butoane și ne dă o multitudine de informații. Câți kilometri s-au făcut de la ultima oprire, care este viteza, ne afișează viteza în mod digital. Sus ne arată câți kilometri mai putem să facem, sub 50, acolo întotdeauna se afișează linii. Adică în momentul în care avem combustibil pentru 45 de kilometri, nu ne mai arată 45, ne arată liniuțe. Jos avem consumul mediu al mașinii, aceasta este o mașină care are un total 8 km. Așa cum observați, consumul crește în stând cu mașina. O să și anulăm. Nu, 44 este consumul acestei mașini. Trebuie făcut cel puțin 100 de kilometri pentru a avea un consum real. Și pe acea bară ni se plimbă o liniuță care ne arată consumul instant. Deci consumul instant între 0 și 30. Bun. Pe volan avem un volan multifuncțional. Acestea sunt comenzile pentru audio, comenzile pentru telefon, comenzile pentru computerul de bord și comenzile pentru pilotul automat. De la acest buton,
putem să pornim și să oprim sistemul de menținere a benzilor de circulație. Prin apăsarea lungă, activăm și dezactivăm sistemul de menținere a benzilor de circulație. Bun, avem ustața pentru semnalizare. Și tot aici avem și luminile. Avem auto, poziție, fază scurtă, blitz, fază lungă. Proiector ceață față, proiector ceață spate și în același fel se și opresc. Când punem pe auto, acel high beam assist, adică sistemul cu care mașina schimbă singură fază scurtă cu fază lungă, se activează în felul următor. Se pune pe auto, așa cum este acum, și se apasă înainte. Ne apare acel semn, cum că faza este pe auto și acum se schimbă faza scurtă cu faza lungă în mod automat. Aici mai avem o stanță pentru, asta am uitat să vă spun, asta este pentru ștergător. Apăsând o singură dată în jos, șterge o singură dată, după care în sus, prima este temporizarea și de aici temporizăm. Următoarea este încet, dar continuu și următoarea repede și continuu. Prin învârtirea capătului manetei, acționăm ștergătorul spate. Bun. Dacă tragem spre noi, o să șteargă fața, iar dacă apăsăm în spate, în față maneta, o să șteargă spate. Avem un castofon simplu. De aici îl pornim și îl oprim. Avem butoane mari, ușor de utilizat. Avem patru posturi. De aici dăm intensitatea volumului. De aici facem fine tuning. Nimic complicat. Avem butonul de avarie. Iar în partea de jos avem aerul condiționat manual, climatizarea manuală. Din nou, ușor de utilizat, toate butoanele sunt la mână, sunt foarte intuitive, foarte ușor de folosit. Jos avem o etichetă, un port USB, unde putem să punem muzica, putem să băgăm un stick, putem să conectăm un telefon. Muzica merge și prin Bluetooth. Așa. Avem frâna de mână, un păhărel, o cutieră și un torpedo. Gurile de ventilație deja sunt, au niște părți cromate. Nu știu dacă am pus, scaunul șofer este reglabil pe înălțime. Aici avem oglinda. Aici avem luminile. Lumini și pentru spate. Bun. Eu mai arăt scaunul și cu asta am cam terminat pentru pentru materialul ăsta. Scaunul șofer poate fi reglat în față și în spate de la această manetă. La fel, deja în varianta asta avem scaunul șofer reglabil pe înălțime. Iar spătarul se reglează de aici. Cam atât a fost materialul meu pentru astăzi. Dacă v-a fost pe plac, vă rog să vă abonați la canalul nostru. Eu am fost Cornel de la Hyundai Carventa Oradea. Vă salut cu prietenie!